Copiii din ciclul primar de la toate unitățile de învățământ din orașul Buzău vor beneficia de ghiozdane și rechizite gratuite. Pachetele vor fi pe băncile elevilor încă din prima zi de școală, anunță reprezentanții primăriei. Fiecare copil va primi un ghiozdan, un penar complet echipat, caiete, precum și materiale necesare orelor de pictură și desen. În școlile buzoiene vor fi distribuite aproape 5.000 de pachete. În contextul inflației care afectează familiile cu copii de vârstă școlară în prefața începerii școlii, când cheltuierile cresc semnificativ, demersul este unul care construiește acces și context favorabil unui proces educațional desfășurat în parametri optimi pentru toți copiii din ciclul primar, se menționează într-un comunicat transmis de reprezentanții Palatului Comunal. Aceiași oficial precizează că au anunțat încă de pe acum despre oferirea acestor bunuri pentru a-i scuti pe părinți de anumite cheltuieli necesare începerii noului an școlar. Pachetele sunt oferite de primărie și Consiliul Local Municipal, cheltuierile fiind suportate din bugetul local.